Una dintre cele mai eficiente metode de a învăța ceva, de a citi și de a reține, este scrierea de mână. Cu toate acestea, tot mai mulți dintre noi au uitat să mai scrie cu stiloul sau cu pixul. În locul scrisului, mulți preferă să tasteze pe laptop sau pe calculator decât să folosească o coală albă de hârtie. Scriam cu creionul, aveam tăbliță, scriam pe tăbliță, burete ștergeam, acum nu mai e... Fericiți acum care sunt noi, mergem și învățăm carte. Deci acum e mai important calculatorul decât scrisul de mână. Da. Ei ocolesc scrisul de mână, da. Se feresc mai prietenii. Când erați noastră la liceu, obișnuia să scrieți cu stiloul, cu pixul? Da, bineînțeles. De cât pe calculator? Nu aveam calculator. Și rețineați mai ușor informațiile? Da, bineînțeles, sigur. Scrisul de mână reprezintă o adevărată ședință de fitness pentru creier și este recomandată de medici, deoarece această activitate implică funcțiile motorii, de memorare și este totodată și un exercițiu cognitiv cât se poate de eficient. Elevii și părinții din Cernavodă spun la unison că scrisul de mână este util și chiar plăcut. Asta e principalul lucru la școală, să scrii, dar ne și duce la școală să învățăm să scriem, nu degeaba. Credeți că învață mai repede dacă scriu de mână decât dacă ar citi de pe un calculator, de exemplu? Da, bineînțeles. E mai bine așa să scrie de mână? Da, nu, e așa, am învățat și așa se învață, e și normal. Calculatoarele sunt așa o modă acum, a ieșit moda calculatoarelor, dar nu mi se pare o variantă foarte bună pentru copii. Rețineți mai ușor informațiile dacă scrieți de mână? Da. Ce se întâmplă în cazul calculatorului? Nu e chiar atât de ușor când scrieți pe calculator? Nu este. E mai greu? Este mai greu. Conform unui studiu efectuat în anul 2012, studenții care au scris de-a lungul timpului eseuri cu pixul și-au terminat munca mai repede și, în plus, s-au exprimat mai coerent, spre deosebire de colegilor care au avut la dispoziție un calculator.